Turismul este unul dintre domeniile în care lipsa de forță de muncă este suplinită cu angajați recrutați din afara țării. Și în Băile Herculane, pentru că nu mai găseau forță de muncă, reprezentanții celor mai mari hoteluri au recrutat personal din străinătate. Veniți din Nepal sau Sri Lanka, tinerii spun că sunt mulțumiți de condițiile de lucru pe care le-au găsit la noi. Acest tânăr lucrează de mai mulți ani ca ajutor de bucătar într-un hotel din stațiune. El și alți colegi au fost recrutați să acopere posturile libere de ospătar. Le este greu departe de casă, dar spun că au fost nevoiți să plece din țara lor ca să-și ajute familiile. S-au adaptat la noi, iar angajatorii spun că sunt harnici, eficienți și loiali. It's very good country and Este o țară foarte bună. Sunt în România de 4 ani, iar România oferă oportunități excelente. Avem un colectiv care ne ajută foarte mult. Cred că a fost principiul ocuparea spațiului liber rămas pe piața forței de muncă. Noi ne-am dus și am muncit în alte țări, ei vin și lucrează la noi. Ce am făcut noi acum 20 de ani, fac ei acum. Se adaptează foarte repede, sunt foarte inovativi, foarte creativi. Foarte devotați locului de muncă și loiali, împrumută foarte greu anumite obiceiuri de-a noastre, cu statul degeaba, cu fumatul de 5 ori pe zi, cu rasuchiulului, mai serioși așa. Într-un alt hotel de 4 stele îl găsim pe Ashmit, un tânăr venit din Nepal, alături de alți 10 colegi. Câțiva dintre ei s-au întors în țara de origine, dar el a rămas și lucrurile merg bine. România este o oportunitate pe care țara lui nu i-o oferă. Sunt aici de 3 ani și jumătate, din 2019, iar țara noastră nu oferă oportunități de angajare. Nu are economie și nici industrie, de aceea am venit în România. Ești mulțumit de condițiile de lucru din România? Absolut. Este un domeniu fantastic aici. Lipsa de personal i-a făcut pe angajații hotelurilor să recruteze forță de muncă din afara țării. Cei mai mulți s-au adaptat și părerile angajatorilor sunt bune, dar găsim și excepții. Noi aducem personal asiatic din 2019. Să știți că am avut și experiențe neplăcute legate de personalul asiatic. În primă instanță am contractat și am adus 10 muncitori și continuăm să aducem. Uitați, suntem în proces de recrutare și actualmente am solicitat oferte de la mai multe companii de recrutare și obligatoriu trebuie să aducem la fel cel puțin 10 persoane. Constituie personal stabil, deci noi nu le aducem doar pe sezon, îi angajăm cu contract de muncă, le oferim toate condițiile de muncă, cazare, masă, doar să soluționăm problema aceasta personalului. Sunt disponibili sau sunt și tot al opus? Să știți că am avut și persoane care au rămas și pe care le avem și actualmente din 2019, care s-au format în cadrul unității noastre și sunt persoane pe care ne putem baza, dar am avut și experiențe neplăcute pe care a trebuit să le trimitem înapoi acasă. După angajările anterioare, autoritățile române plănuiau la final de 2022 ca pentru anul acesta să permită firmelor să angajeze aproximativ 100.000 de muncitori străini. Cei mai mulți muncitori aduși de pe piața asiatică lucrează în construcții și în Horeca.